Iancu? Aici eu, pe după băieți. Îți bate inima altfel sau la fel? Cam tot la fel. Cam tot la fel. Da, trebuie să fiu sincer. Adică e o joacă, e o atracție, e o... Da, parcă mai o joacă, mai o simpatie, ceva, dar nu chiar acel ceva mai mult. Ca să fie mai mult între mine și o fată aici. Beni, tu? Eu am încercat, dacă tot veți știu cu Simona ceva. Adică să o cunosc cât de cât. Pentru că am văzut din afară, e de câteva luni aici și niciun băiat nu a reușit să se apropie de ea. Stai cu minte, măi. Mă, înțeleg. Și am încercat să înțeleg chestia, dar n-am înțeles nici acum. Nu. Trebuie să probabil că e încă prea mic să se înțeleagă anumite chestii. Nu ai răbdare, oare? Nu are răbdare și nu-i interesată, părerea mea. Dar tu ai răbdare? Eu da, sunt un răbdător. Nu m-am grăbit cu nimic. Și nu am grăbit-o cu nimic. Dar nu renunți. Nu renunți așa ușor. La fel cum a zis Bobicioiu, pasul meu l-am făcut, datoria mea mi-am făcut, dacă e să... Ce datorii ți-ai făcut, mă, te-ai băgat-o seama, da? Da, mă, ce are? Mai încerc să-și exprime opinia. Da, mă, trebuie să încerc cu noi, tipul mi-a zis că și spune: "Ia zi, mă, vrei de gagic, mă bag dorg, eu seamă cu tine." Da, stai, eu am făcut pasul, am încercat să o cunosc, i-am dat de înțeles că vreau să o cunosc, cred că asta gata la mea. Pe asta nu trebuie să-i dai de înțeles că vrei. Ia. Te învață Jador. Să o lași pe ea să vadă. Te învață Jador cu care are cel mai prost sfat. Nu trebuie. Nu. Păi atunci... Mai greu că mai există și mai dulce victoria. Dar să nu se înțeleagă niciodată de... Trebuie să-i dai din înțeles, dar puțin așa. Sau ce trebuie să-i spun, vreau să fim prieteni, nu? Cuvinte, Jador, acum. Revine, Jador. Revine, Jador. Vă zic stilul meu de agățat, acum, dacă... De agățat. De agățat, exact. De agățat? Da. Folosește-l, că-i bun. Păi dacă n-are iubită, cum dă sfat? Astăzi așa, din mulțumire, fără nimic, a început să-mi spună că mă atras, dar cum a spus? Nu e cine. Nu e genul meu. Nu. Nu, a zis că e frumos, dar nu la... N-ai nu mă atragi, exact. E frumos, dar nu mă atragi. N-ai cer ceva. Ruben. Ai văzut Simona? La farmacie. Ai văzut Simona? Ce bun. Ai găuri în ureche. Cam brusc. O fi aflat ceva, o fi auzit ceva. Bine, din câte am urmărit în emisiune pe YouTube, cam asta a spus toți băieții. Da. Da? Ori prieteni, ori nu mă atrage, ori... Nu, mie nu mi-a zis așa. O, a zis că tu vorbești urât. Da, a zis, îți spune foarte... Deci adică, fiecare avem câte ceva. Mă ia la... Mă, nu, părerea mea că... E... la cap, mă face cum vrea ea și doar mă vine... În fine, am vorbit și mi-am dat seama din... Conversația cu mama ei, cred, dacă eu mint să mă contrazică, că m-ar place, dar nu știu cine îi place la mine. Adică că mă place foarte mult, cred. Mama ei mi-a zis: "Bă, Leo, nu mai lua în brațe pe fata mea dacă nu îți place." Gen că ea se îndrăgostește dacă fac pasii ăștia. Mi-a așa mi-a dat de înțeles mama ei. Stai că mai avem și doi băieți, Rafael și Dor. Mamul Dor, ăsta Rafael. Eu am încercat să o cunosc pe Berna. Am lăsat din orgoliul meu, m-am dus la ea, iar m-am dus la ea și iar m-am dus la ea. Da, și haine. Da, frate, dar nu-i... Taci, lasă-mi să vorbesc. Da, lasă-mi să vorbesc. Am încercat să o cunosc, am cunoscut-o. E o fire foarte indecisă așa, dar frumoasă. Și are un suflet bun, sunt sigur de asta, frumoasă. Dar e puțin indecisă. Eu am făcut, nu un pas, am făcut 3, 4, 5 pași, 20 de pași. Iar acum aștept și din partea ei. Asta nu înseamnă că nu voi mai vorbi cu ea, că o las să mă caute ea. Nu, îi voi scrie, dar nu îi voi scrie ce face dacă nu răspunde, dar de ce nu răspunde. Îi voi scrie ce faci. Dacă ea îmi spune bine tu, ok, dacă ea nu îmi răspunde, îmi dă două văzuturi de-alea. Dar da. Ea poate să-ți răspunde atunci... din bun simț, pentru că suntem colegi da. Cu toți da. Și e normal. Dar cred că la toate fetele, dacă scrii ce faci, îți răspunde. Da. Eu am discutat cu ea și am explicat. Dacă nu simți nimic, atunci spune părerea ta băieților, inclusiv mie. Dor. Nu știu. Da. Simona, Berna. Părerea mea e că situația e puțin dificilă în momentul Roxana. De față, în casă. Am vorbit cu fiecare în parte. Nu se vede că nu luptă atât de mult, pentru că, credeți-mă că dacă ar fi fost o fată de care să mă îndrăgostesc rău de tot la prima vedere, nu mi-ar fi stat niciun băiat de aici, în cale. Sincer.
Dar nu, au fost, cum ar veni, caractere drăguțe, plăcute, pe care am vrut să le cunosc. Verna e o fată foarte... Mai râne cu timpul. Ce e, Alex? Vă place la față. Tu mă părțiți la mine așa? Da, te rog și la față. Păi eu și-am mă rog să-l nu că nu ți-ar fi stat nimeni în cale. Nu mi-ar fi stat. E un băiat super ok. Săgeata albastră este el. Da, Doru e un băiat super ok. Este, da. Mai nu se referă la artista fizic sau altceva. Da, mă, știu la ce se referă. Nu, tocmai. Și persoana respectivă ar fi trebuit să fie... O femeie deșteaptă nu se uită numai cum arăți, că ai 50 în braț. Da, normal, sunt de acord cu voi. Ai așa, de 50 în creier. Dacă era așa, nu se uita nimeni la mine. Nu sunt chiar așa musculos ca voi. Înțelegi? Nu chiar, deci vreau să insinueze că este. Da, fix, eu, ia uite! Dar am fi gărzit, ia uite ce-am făcut la sală. Da, mă, da, uite, nu vă trebuie mult. Și pătrățelii, vă duce, este de îngreșate, ticule. Da, are mă, nimic. Nu-i problemă. Hai să facem conexiunea și cu fetele, să vedem ce fac și fetele. Bună ziua! Bună! Ești turbina la față când mă vezi. Berna, indecisa. Simona, ești supărată? Nu, de ce? Dar? Nu. Nu. Nu, eu sunt Andreea. Ce brățară e aia? Cu e brățara aia? A mea. Una. Asta e de la mami. Asta e tot de la mami și asta am cumpărat-o eu. Ne, e de gut. Dar lipsește una, Simu. Da, e acasă. A, ai pus-o în ramă, nu? Treci acasă. Lipsește una, Simu. Sunt în ramă. Nu este Benny genul tău? Nu te atrage suficient? Da, adică este foarte frumos, chiar îmi place de el și cum arată și comportamentul lui, doar că nu e atracția aia pe care o vreau eu de la un băiat. Ce, Brad Pitt? Nu da? Are acel ceva nu, pe care îl vreau eu. Am uitat calul acasă. De asta i-am spus că este liber să cunoască și altă fată, ca el să nu-și îndrepte atenția doar către mine, pentru că nu știu ce o să simt pe viitor. Și decât să ajungă să se îndrăgostească și eu să nu-l plac... Ce râdeți, mă? Câtă încredere, Simon. Dar seama de când vine aici, s-a schimbat vremea în Turcia. Da, pentru că poți să te îndrăgostești cu o persoană. Asta și e. Se teamă ca nu cumva să te îndrăgostești tu de el? Aaa, nu, Andreea. Nu. Oh. Eu mă îndrăgostesc foarte greu. Am observat. Hei, băi, adevăr că ai fost îndrăgostită tu până acum. Adică m-aș îndrăgosti în momentul în care ar veni un băiat și... Aș sta fixată pe el, atunci vă dați seama dar că... Dar nici măcar nu știe cum e să fie drăgostită și vorbește. Dar nu ai avut încă iubit păi să dai da, seama că... Poftim? Bă, Simonica, tu n-ai avut o relație frigoasă. Nu ai avut iubit să dai seama ce înseamnă să fii îndrăgostită. Ca să vorbești despre așa ceva. Stați-mă că știi. Ba da, am avut iubit, dar nu s-a îndrăgostit. Am avut. Dar nu poate să zică că se îndrăgostește, că nu are de unde să știe. Cumva te apropii de Jador? Ți-ai dat seama că îți place de Jador mai mult? Nu, pe Jador îl simpatizez. Este un băiat frumos, dulce. Nu mi-a plăcut el. Nu mi-a plăcut la el că el a vorbit urât cu mine și că a vrut să cunoască fiecare fată și asta m-a îndepărtat pe mine. Dar acum ți-a trecut. Poftim? Dar acum ți-a trecut, nu mai ești supărată. Nu, pur și simplu, mă înțeleg foarte bine cu el. În fine, să mă strig faza cu mama. Da, zi. Mama mea a văzut că m-a făcut el proastă în emisiune și că i-am dat o palmă și mi-a spus: Simona, dacă vezi că Jador se comportă urât cu tine, nu-l mai băga în seamă. Și am zis: mamă, eu nu-l bag, dar ne mai jucăm sau așa, pur și simplu ca prieten. Da, mama ta a văzut că mă înjur și mă bați? Taci când vorbesc. Piciorul și-a dat în cap. Ea mi-a zis că crede că piciorul ăla pe care mi l-ai dat aici. Jador nu mai vorbi că nu se înțelege. Aici, mai așa, ea mi-a spus că Jador mă tachinează pentru că mă place din ce vedea la televizor. Da. Dar totodată o iubește pe Simina, așa a spus ea. Da. Crede. Și eu i-am spus că nu știu dacă mă place sau nu, eu vreau doar să nu mai vorbească urât cu mine și am să-i spun. Și ea mi-a zis, poți să-mi dai mie la telefon, că o să-i spun eu să nu mai vorbească urât cu tine. Și când a vorbit cu el, i-a spus și a spus că dacă nu-ți place de ea, nu mai tachina și nu te mai lua de ea și că ea crede că el se ia de mine că mă place. Sau... spune de cercelul meu că mă place și alte chestii, nu știu. Băi, dar dacă mie nu-mi plac copertinile alea de la ochi. Mă, dar lasă, mă place. Umbrelul cercelul ăla. Da, ăla. Și, da. Acum te-ai îmbrăcat frumos, azi, bravo. Am înțeles. Sunteți pregătiți pentru favoriți? Da. Da. Sigur? Da. Bine. Cum să nu? Bine. Atunci ne vedem puțin mai încolo. Da, bine. Să rămână. Ți place că Moca e așa mai indiferent acum? Adică el a zis că vezi, doamne, el nu ți-a mai dat ție mesaje pentru că ai zis tu că nu-ți place. Păi, într-adevăr, i-am zis chiar, dar nu că nu-mi place să-mi scrie. Eu zic să și nu e vorba. El ți-am zis că e foarte
mă rog, e, acum am mai înțeles oarecum cât de cât. Foarte lipicios așa și mie nu-mi place, văd și eu am vorbit și cu Simina. Că să mă lase da, și pe mine așa te să lupt într-un fel. Cu indiferență tu crezi că nu-i pasă, asta e problema. Nu, eu nu sunt așa. Da. Eu observ oamenii. Eu zic să te duci la el când s-au mai vorbit și spui, te vreau dacă nu te să faci ce simți tu. Nu trebuie așa ceva bine. Dacă te stresează, dacă genul e... Nu neapărat că mă stresează, dar da, într-adevăr, dacă face simt el ia și dacă mie lucrurile astea nu-mi plac, înseamnă că nu știu, nu ne potrivim. Da, decât să... Da, exact. Da, decât să facă lucruri forțate oarecum de gura mea. Exact. Mai bine e să facă ce simte și dacă vezi că el te caută și gen, nu ai tu chef să rugi, nu-i răspunzi. Pur și simplu, răspunzi după când ai tu chef. Lasă să facă ce simte, pentru că dacă te tratează cu indiferență, noi o să vedem că nu-i pasă, noi din jur o să credem. Poate și tu o să ajungi să crezi. Așa ce mai bine, lasă-o să scrie, îți dă 1000 de mesaje. Măcar simte. Când nu scrie, înseamnă că nu simte. Așa îl vezi și tu, îi vezi părțile, că face ce simte el. Adică să nu-i mai împun chestia asta, că să mă lase mai liberă? Să facă doar ceea ce simte el? Nu, să te lase liberă, dar să facă ce simte el. Adică dacă simte să scrie, să scrie. Dacă simte să-ți aducă... Da, dar nu e vorba numai de scris, e vorba de comportament, ți-am zis. Am făcut, am zis-o ceva greșit? Când? Cu Simo, mă refer. Nu, frate. Doamne, nu, frate. Ce altceva, mă? Că să zici ceva greșit, frate. Simona e genul de femei care ea spune că de când o să fii îndrăgostită, mergi într-o singură direcție și dă o singură atenție. Dar ea nu a fost niciodată îndrăgostită ca să știi că așa lui. Ea zice că așa e, dar ea nu e genul care să facă chestia asta. Niciodată nu o să meargă într-o singură direcție. Că nu e ea genul ăla. A zis Andreea la un moment dat că există crească un caz de oameni care sunt lipsiți de iubire și ea sunt cei mai săraci. Sper să asta nu fie. Sper să nu fie cazul ei, dar... Al cui, mă? Al lui Simona. Ah. Ca să nu simt. Băi, Simona e micuță. De când până n-a avut o relație serioasă. Simona... Stai puțin așa, de câte minute? Ascultă-mă, când Simona dacă prinde drag de unul... Eu cred că nu, să nu să fie în casă. Chestia asta e părerea mea. Se mărită. Uite de tot. Chestia asta nu să fie în casă. Dacă prinde drag de unul, se mărită. Direct. Da, mă, dar are nevoie ori de un copil, ori de un bărbat care se comportă ca un copil. Nu, de exemplu, stai. Tu vine un băiat super mișto, așa, și pui ochii pe el, îți place fizic tot, freza, că tu ești cu nebunii de asta. Și el nu-ți dă ție atenție. Așa, spre deloc. Nu te atrage, adică nu... Nu? Nu. Îți trece de el? Da, nu. Stai să-ți explic cum sunt eu. Așa. Dacă vine un băiat de care îmi place foarte, foarte mult și nu asta mă plau, de 3 luni. Asta vreau să zic. Simona are o vrăjeală în ea. Ai ce spus? Asta e chestia. Ai ce spus de abordare? Nu. Ai ce spus? Nu? Dacă vine un băiat și mă caută, înseamnă că... Mi se ia. Mi se ia. Abordat-o. Ah, și omul n-a făcut nimic. Măi, băieți, oricum, părerile sunt împărțite. Bă, sincer, ce părții te-a spus că nu, mă, părerea lui, părerea noastră, fiecare sunt părerea bată pe loc. Sunt sigur că și-a schimbat. Frate, suntem 5 singuri aici. Și am avut abordări diferite. Nu mă atrage, să zic, mamă, din nu. Păi, Simona, nu o iei nicicum. Mamă, foarte, nu știu. De asta am înțeles. Mi-au zis mai multe fete că și pe ele le atrage indiferent. Din cauza asta nu am reușit să crez așa. Bine, legături cu recent cu alți băieți, adică dacă ieșeam, nu știu, și erau prea insistenți, nu-mi plăcea. Dar dacă nu mai ești așa, zici, bă, da, nu mai bag în seamă. Dacă nu mai fac așa, credelegi că vreau să mă întâlnesc despre Roxana înapoi. Exact. Tot i-am eu spus, ok, ce faci un pas... Păi aia să înțelege din primul, ce faci un pas spre mine și zici spre Roxana, ia uzi, vrei. Pentru că... Nu-mi place, vreau să fii gen să-mi arăți mai mult. Dar de acolo nu mă interesează. Oricum pe Roxana nu mai bag în seamă. Și cu ea o să fiu eu, frate. Arată-mi mai mult. Ei, na, nu e așa. Păi ține cont de părerea ta. Așa sunt și eu, mai indiferentă și mai rece la început. Dar asta nu pentru că eu mă abțin să fac... Eu sunt invers, frate. M-a prins tare la început și pe asta te rogi de mine să scot un cuvânt. Adică... Încep din prima. Mă, dar n-am grăbit nimic să zic, n-am chiar nu m-am... Nu, frate. Nici nu am tras măcar să zic, bă, am încercat să o pup sau ceva, știi? Nu te-ai grăbit, mă, n-am zis că te-ai grăbit. N-am abordat-o corect. Da. Eu știu cum trebuie abordat-o, frumos. Ana! Faceți puțin conexiune. Ia că vrea să vorbească Bobicioiu cu Ana. Ia, Bobicioiule, vorbește cu Bobicioiu. Dar știi foarte bine ce vreau să o întreb. Ce? Băi, frate, n-am zis asta. Băi! Mă țipa, mă. Mai zbiros, mă. Conexiunea, vă rog. Conexiunea, că vreau să întreb pe Bobicioiu dacă aveți un baston. Vă rog, conexiunea, că vreau Bobicioiu.